în lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. GPS-ul. Și 3, 4. Stop! Cine urmează? Eu urmez. 5. 1, 2, 3. 3. Și? Așteaptă, trebuie să aleg un traseu. Să o iau pe aici sau pe acolo? Alegi odată. Nolic, ce faci acolo, prietene? Nu fac nimic, pur și simplu aștept. Bun, și nu te mișca. Ei bine, Fire? Ce-a fost asta? Alarma fixichii tabletei. Oh, lecție pe cale să înceapă. Repede! Cum rămâne cu jocul? Mai târziu! Odată ce copiii fixichii încep primul an de școală, toată lumea primește propria tabletă Fixiki. Este un mic computer care poate face orice. Bine, aproape orice. E fantastic să studiezi cu o Fixiki tabletă. Poți citi o carte cu ea și poți scrie pe ea ca într-un caiet. Poți utiliza o Fixiki tabletă pentru a asculta muzică, pentru a vedea filme, pentru a te ghida, pentru a vorbi, trimite mesaje sau scrisori prietenilor. Dacă vrei, poți folosi o Fixiki tabletă pentru a accesa internetul oamenilor sau poți folosi internetul secret Fixiki, unde poți găsi știri din lumea Fixiki. Fixiki tabletele au și jocuri pe ele. Desigur, aceste jocuri pot fi foarte distractive, dar n-ar trebui să te joci decât după ce-ți termini temele. Mai repede, altfel întârziem! Știu eu o scurtătură, pe aici! Acum pe unde o luăm? Trebuie să-mi amintesc traseul. Cred că e pe aici, sau poate pe acolo. Ei bine, care este, aici sau acolo? Nu am idee. Aha, deci care e planul? Ne întoarcem și începem din nou. Am zburat de acolo, nu? Nu, cred că de acolo. Nu de acolo am zburat, de acolo. Cred că ne-am pierdut. Nolic, nu te panica. Am făcut doar nu mă panichez încă. E vina ta, Fire. Știu o scurtătură, haideți pe aici. Cum o să ieșim de aici? De unde să știu eu? Tot ce știu e că am întârziat la oră din cauza lui Fire. Nu a fost din adins, jur. Acum bunicul ne va pedepsi. Ce se întâmplă? Cred că am găsit o cale de ieșire. Pe unde? Chiar aici. Am uitat că Fixiki tableta mea are un navigator GPS. Tare! Ce e un navigator? Un navigator GPS este o hartă electronică interactivă care te poate ajuta să te ghidezi. Navigatorul îți poate spune unde te afli folosind semnalele trimise de sateliți. Tot ce trebuie să faci e să introduci adresa locului în care vrei să ajungi și GPS-ul va găsi un traseu să poți ajunge acolo. Apoi te ghidează în timp ce mergi și spune unde și când trebuie să virezi pentru a putea ajunge cu ușurință la destinație. Să vedem! Acum ne aflăm aici. Și unde trebuie să mergem? Știți unde? La școală! Dar unde e asta? Glumești? În laboratorul profesorului Eugenius. Puteți să tăceți! Unde vrei să mergi? Laboratorul profesorului Eugenius. Te rog, așteaptă cât configurez ruta. Ah, a reușit! Navigatorul spune să o luăm pe acolo. Hei, ce tot faceți acolo? Haideți! Mm-hmm.
Și dacă se întâmplă să deviezi de la traseu, navigatorul îți va da o cale diferită de a... Ei bine, în sfârșit ați ajuns. Din păcate, ați ratat o lecție importantă. Ne-am pierdut. Ne pare rău. Așa, ca să știți, am învățat despre navigatoare. Știi ceva? Noi am folosit navigatorul să ajungem la oră. Da, ne-a arătat drumul cel bun. Ei bine, de data asta ați avut noroc, pentru că nu primiți nota 4. Dar de acum încolo, copiii, trebuie să ajungeți la timp. Promit, bunicule, pentru că acum știm cum putem afla scurtăturile. Dacă ți-a plăcut Fixiki, abonează-te! Fixiki. Plastilina. Am terminat! Simca! Ia privește! Am propriul meu rucsăcel! Ei, ia te uită! Un rucsăcel făcut din plastilină? Dar acesta e al meu! Și arată ca unul adevărat! Bine, ai dreptate! Așa este, Nolik! Simca! Nolik! Ce faceți? Bună, Fire! Vreți să jucați leapșa cu mine? Mi-ar plăcea să joc leapșa, dar am o grămadă de treabă de făcut. Da, cum ar fi? Ei bine, a căzut un cuier de la baie. Micul Tom a stricat lampa de pe birou. Acvariul are un tub care curge. Deci jucați-vă! Mă duc să iau un rucsăcel. Oh, oh, oh! Mi-ar plăcea să joc leapșa. Stai așa! Nolik, ai un rucsăcel. Deși mi se pare că arată cam ciudat. Asta pentru că e... Să reparăm totul înaintea Simcăi. Cu rucsăcelul tău și fixibordul meu va fi grozav. Unde e cuierul acela care a căzut? În regulă. Nolik, scoate niște chestii lipicioase. De unde? De unde oare? Din rucsăcelul tău. Dar nu e real. L-am făcut din plastilină mai devreme. Plastilină? Ei bine, pare real. Acum mult timp, în epoca de piatră, oamenii au învățat să folosească lutul pentru a face farfurii și sculpturi. Dar plastilina pe care o folosim astăzi a fost inventată acum 100 de ani. De fapt, plastilina este doar lut cu niște ingrediente adăugate, ca să nu se usuce. Sunt adăugate și vopsele pentru a-i da culori diferite. Sunt o grămadă de lucruri distractive pe care le poți face din plastilină. Mi-a venit o idee. Haide, întoarce-te! Ce faci acolo? Iau lipiciul din ghiozdănelul tău. Bine, urcă aici. Se va lipi? Da, sigur că da. Să mergem să reparăm lampa. Al tău e destul de bun. Tidiș! Deci, ce altceva mai trebuie reparat? Acvariul! Urcă! Bun, unde e tubul acela spart? Aici, curge la îmbinare. Da, tubul ăsta va avea nevoie de multă plastilină. Dăm restul rucsăcelului. Sigur! Iată un suvenir. Uite, e gata! Ce e gata? Am reparat deja totul. Și cu ce ați reparat? Cu plastilină. Plastilina asta nu va ține nimic. Eu zic că da. Punem pariu? Bine! Ce se întâmplă aici? E inundație! Faceți cum vă spun! Nu vă panicați! Știai că este posibil să faci plastelină la tine acasă? Notează această rețetă! Îți trebuie o ceașcă de făină, jumătate de ceașcă de sare și o jumătate de ceașcă de apă. Acum, amestecă sarea cu făina și adaugă apă puțin câte puțin. Amestecă totul foarte bine. Cum ți se pare? Că arată caluatul? Ei bine, exact asta este, dar nu-l mânca. E mult prea sărat.
Cu siguranță poți sculpta lucruri în el. Dacă vrei ca plastelina să fie colorată, poți adăuga coloranți alimentari sau acoarele. Gata! Plastelina ta e gata să fie sculptată. Dacă ai terminat, nu uita să lași figurinele să se usuce la soare. Astfel se vor întări și vor ține foarte multă vreme. A fost pe aproape. Ați reparat și lampa cu plastilină? Aha, și cu iarul. Nu a fost o idee bună, dar ne-am mișcat repede. Hei, așa e. De aceea vreau să vă dau o medalie. Sunteți eroi. Serios? Sigur că da. Și ia uitați, medalia voastră. Dar este făcută din plastilină. Răsplata voastră este pe măsură. Fixiki. Mixerul. Mamă, de ce mergem la aparatul de spălat vase din nou? Avem o zi plină azi și trebuie să ne încărcăm cu energie. Nu-mi place să mă încarc în mașina de spălat vase. Atunci ce zici de microunde, Nolik, sau de fierbător? Nu, mersi! Nu-mi place deloc când intru în aparatele din bucătărie. Nu e nimic interesant pe acolo. Și unde e interesant, ha? În calculator! Mamă, mă lași să mă încarc în calculator? Curentul de acolo e mai dulce. Dieta noastră trebuie să fie hrănitoare, Nolik, nu doar delicioasă. Oamenii nu mănâncă doar dulciuri, nu-i așa? Oamenii își iau energia din mâncare, pe când fixichii își iau energia din aparate. Oamenii mănâncă de toate, la fel și fixichii. Au nevoie de energie din diferite aparate. Dacă se încarcă la o mașină, un fixichi e mai rapid. La calculator e mai isteț, iar la un ceas mai precis. Pentru a avea o energie echilibrată, un fixichi nu trebuie să stea într-un singur aparat, cum ar fi televizorul. E mai sănătos să ne mutăm dintr-un aparat în altul. Bună dimineața, micule Tom! Ce e în neregulă? Am servit lapte și cereale la micul dejun. Mama spune că laptele e așa sănătos, dar eu cred că e groaznic. Aha, Nolik, aici erai. Du-te și încarcă-te imediat. Nu mă duc. Uită-te la Tom, nici el nu vrea să ia micul dejun. De ce nu? Spune că laptele nu-i bun. Așa deci? Înseamnă că nu știe cum să-l bea cum trebuie. Ia uitați ce avem aici. Ce? Ce? Un mixer. Un mixer este un aparat folosit să amestece diferite mâncăruri. Cu un mixer poți face lucruri precum glazură, sosuri sau omletă. Dar cel mai delicios lucru pe care îl poți face cu un mixer e un milkshake. E ușor! Pui niște fructe, sirop, suc, înghețată sau orice îți dorești într-un recipient, apoi adaugi lapte. Apoi folosești mixerul pentru a amesteca totul până e fin și cremos. Și gata! Ți-ai făcut un milkshake! Băieți, ce avem pentru milkshake? Avem un borcan de dulceață, este bun? Da, e bun! Gem de căpșuni? Sună minunat! Uite, o banană! Am găsit niște ciocolată! Iar eu, înghețată de căpșuni! Porniți mixerul! E dimineață și te trezești. Te așteaptă o nouă zi. Dacă-ți mănânci cerealele grozav, tu te vei simți. Dacă-ți mănânci cerealele grozav, tu te vei simți. Mai e nevoie de ceva bun, ingredientul gustos. Adaugă lapte și vei avea un mic dejun delicios. Adaugă lapte și vei avea un mic dejun delicios. Căci laptele e minunat, da, da. Căci laptele e minunat.
șlaptele e minunat, da, da, că șlaptele e minunat, că șlaptele e minunat, da, 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 că șlaptele e minunat. Wow, mixerul e grozav, așa-i? Crezi că mai putem face un shake? Doar unul, au fost bune! Sigur, dacă tu vrei! Oh, unde a dispărut laptele? Bravo! Se pare că l-ai băut pe tot! Îmi aduc aminte că ai spus că laptele e groaznic! Nu știam să-l beau cum trebuie! Simca, pe unde ai tot umblat? Ce s-a întâmplat cu Nolic? Vino, îți arăt! Nolic, aici erai! Nu ai spus că încărcatul în bucătărie e plictisitor pentru tine? Mixerul nu e plictisitor, îți dă energie! E delicioasă, bogată și sănătoasă! Fixiki. Deghizarea. Bine! Micule Tom, de ce ai nevoie de un al doilea acvariu? Mai ales dacă nu are pești! În primul rând, este un terariu. Nu este pentru pești, ci pentru șopârle și șerpi. Prietena mea, Katia, mi-a cerut să am grijă de el cât timp este plecată. De asta l-am adus aici. De cine să ai grijă? Nu e nimeni acolo! Ce e asta? E un cameleon, Nolic. Cred că e grozav. Nu e o idee bună să-l scoți de acolo. Poate fugi. Nu vă faceți griji, îl țin bine. Ce monstru! Dar cum de nu l-am văzut înainte? Pentru că un cameleon se deghizează schimbându-și culoarea întregului corp. Ați văzut vreodată o uniformă militară? Au modele și culori speciale care ajută soldații să se ascundă. Se numește camuflaj. Oamenii au învățat asta de la animale. De exemplu, o midă poate arăta ca o creangă, iar un căluț de mare poate arăta ca o bucată de coral. Un iepure obișnuit gri devine alb în timpul iernii, ca un lup să nu-l poată găsi prin zăpadă. Dar campionul camuflajului este cameleonul. Acest maestru al deghizării își poate schimba culoarea în doar câteva secunde. Hei, micule Tom, unde s-a dus cameleonul tău? Oh, a dispărut! Nu a dispărut, s-a camuflat! Nu se va ascunde mult timp, să-l găsim! Șosețica, l-ai văzut pe cameleon? Unde este? Îl vedeți cumva? Nu, nu ne va lăsa să-l prindem. Va trebui să-l păcălim să vină la noi. Aha, putem să punem o capcană cu ceva ce-i place. Mă întreb oare ce le place? Cum adică? Mâncarea lor. Cameleonii ce mănâncă? Păi le plac muștele, omizile sau gândacii. Și de unde facem rost de muște? Ei, ce-ar fi dacă... Simca, vei vedea, mă răzbun eu. Hei, trebuie să ajutăm pe Katia. Omida nu se plânge, nu vezi? Liniște! Nolic, începe să bâzâi. Să bâzâi? Da, ca o muscă. Da, și dă și din aripi. Simca, cât timp trebuie să mai fac asta? Până când vine cameleonul. Continuă să bâzâi. Micule Tom, acolo e! Prinde-l! Dai drumul fratelui meu! Micule Tom!
Cei din armată folosesc mereu camuflajul. Ei folosesc plase care arată ca tufișuri, conduc tancuri vopsite în culori care le fac să pară că sunt parte din fundal și pilotează avioane speciale care nu pot fi văzute de radar. Armata face tot ce poate să-și ascundă locația. Dar nu numai armata se folosește de deghizări. Fotografii se camuflează pentru a fotografia animale sălbatice. Oamenii folosesc machiajul să ascundă imperfecțiunile pielii, iar artiștii deghizează pereții în imagini luminoase și frumoase. Oamenilor le place să organizeze baluri mascate, unde poartă costume și măști speciale. Bineînțeles că și fixichii au deghizarea lor. Îți aduci aminte? Ei bine, ce este? Acum nu vă mai fugi. Deci, domnule maestru al deghizării, ce mai ai de spus acum? Dacă aș putea să mă deghizez și eu așa bine. Nolik, despre ce vorbești? Știi cum să te deghizezi de 100 de ori mai bine decât el. Ai dreptate. Hei, cameleonule, ia privește. Iată o deghizare frumoasă.